Există probleme serioase că puterea interferează de o manieră obraznică în activitatea acestui organ, a existat pe toată durata anilor 2006 și 2007, fapt ce ne face să venim către Parlament cu propunerea de a examina la modul serios ceea ce se întâmplă în această instituție. Considerăm că în lumina ultimilor declarații făcute de ex-membru CCA, Constantin Rotaru, se impune o investigație serioasă a situației acestei instituții, mai ales că ne apropiem de o campanie electorală care se anunță a fi mai mult decât complicată din toate punctele de vedere. O situație nu mai puțin îngrijorătoare avem și în cazul companiei Teleradio Moldova. Aflat sub umbra protectoare a Partidului de Guvernământ, președintele acestei prezinte companii publice, domnul Valentin Tudercan, recuge deschis la acțiuni de răfuială politică cu doi dintre membrii Consiliului, care au încercat să stăbilească procesul de asedire definitivă a instituției intereselor de CRM. Vă reamintesc că Teleradio Moldova și Valentin Tudercan i-au atras în instanță pe membrii Consiliului de Observatori, domnii Deaceslav Ioniță și Igor Munteanu, precum și Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul și postul de radio Vocea Basarabiei. Domnii Ioniță și Munteanu au fost acționați în judecată pentru studiul Teleradio Absurdistan sau Reforma Curată în Compania Publică, iar Iris Viitorul și Vocea Basarabiei pentru publicarea acestuia. În opinia noastră, comportamentul domnului Tudercan se datorează inclusiv faptului că multă vreme abaterile de la normă ale companiei Teleradio Moldova au fost, din păcate, oarecum tolerate atât de opoziția politică, cât și de structurile neguvernamentale abilitate să monitorizeze libertatea presei în Republica Moldova.